special proiectele care privesc oamenii, care privesc copiii, care privesc toți cetățenii municipiului Dorobăin, sunt lucruri aparte. Și de aceea aș începe prin a vă spune că sunt onorat ca astăzi să vă am gazde pe dumneavoastră, care în accepțiunea mea și în gândirea mea faceți parte din elita Dorobăinului, pentru că eu tot timpul am considerat că familia este lucrul cel mai important în dezvoltarea unei societăți. Familia este locul în care cresc copiii, familia este în care se educă copiii, familia este locul unde se învață cele mai bune deprinderi pentru viață și pentru societate. Atât pentru cei care formează un cuplu, cât și pentru cei care sunt împrejurul unei familii. Pentru că de acolo este întreaga filozofie de viață. Și de multe ori mă gândesc la acest lucru și tot timpul apreciez acolo unde sunt familii deosebite și așa cum sunteți dumneavoastră, aveți și o anumită longevitate dovedită prin anii pe care ați petrecut împreună și prin certificatul de căsătorie. Acest lucru pentru mine înseamnă ceva deosebit, pentru că și nu deosebit, este un lucru, cum vă spuneam, esențial, pentru că încerc să mă identific cu fiecare dintre dumneavoastră, cu preocupările pe care le-ați adus dumneavoastră și încerc, în primul rând, un sentiment, așa cum vă spuneam, și de bucurie, pentru că astăzi vă am alături de mine. Și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru Dorobăin. Eu sunt în administrația publică locală, în funcția de primar de 7 ani și văd cum orașul se transformă și asta și datorită dumneavoastră, că ați fost alături de mine, am simțit asta. Să știți, chiar dacă nu am fost eu aproape de dumneavoastră, de fiecare, dar către mine se simte acest lucru din comunitate. Și faptul că nu numai că dumneavoastră nu ați fost aproape, prin ceea ce ați făcut dumneavoastră, prin ceea ce ați făcut în jurul dumneavoastră, așa cum spuneam, copiii dumneavoastră, rudele dumneavoastră, cei apropiați, toți au contribuit la dezvoltarea orașului nostru pe care ne-l dorim și mai frumos, și mai prosper și, de ce nu, oamenii și copiii care înveselesc tot timpul o comunitate să fie din ce în ce mai bucuroși. Astăzi este altceva, celebrăm un număr de ani, iar prin forța împrejurărilor, mă consider nașul acestui eveniment. Am schimbat puțin registru și... Să trăiască nașul! Sunt onorat de acest lucru, de această postură în care mă aflu așa acum și chiar încerc un sentiment de bucurie. Pentru că nici nu știți dumneavoastră, ochii dumneavoastră, chipul dumneavoastră care se îndreaptă de mine, cum îl simt, cât de aproape vă simt. Eu vă doresc din suflet, în continuare, să îmbătrâniți frumos împreună, așa cum doresc chiar și la cei tineri care încep căsătoria, pentru că este un lucru minunat. Ați dat în spate ani foarte frumoși, vă așteaptă ani foarte frumoși și să trăiți cele mai frumoase clipe. Iar acest sfârșit de an și suntem acum în pragul sărbătoririi Zilei Naționale, care este un moment deosebit pentru mine și pentru dumneavoastră, cred, și acest lucru o să-l facem și în comunitatea noastră și să apropie și sărbătorile de an și vă doresc să aveți dumneavoastră, familiile dumneavoastră și toți cei apropiați cele mai frumoase realizări, să atingeți tot ceea ce v-ați propus, nu numai pentru dumneavoastră, pentru toți cei dragi și multă, multă sănătate și să ne vedem în continuare cu diferite ocazii în orașul nostru drag, vreau să spun. Nașul vă urează cu distracție plăcută și o să încercăm să facem o mică ceremonie de
sărbătorire la început de înmânarea unor diplome și a unui trandafir care înseamnă pentru mine toată dragostea și aprecierea pe care o port.